Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi m-am gândit să-ți prezint un antrenament întreg pentru cei care doresc să facă șpagatul sau sfoara, pentru că am auzit foarte multe persoane care își doresc să facă acest lucru, fie au făcut-o cândva și nu mai reușesc să o facă și acum își doresc din nou, sau pur și simplu cei care n-au făcut niciodată, dar își doresc să facă lucrul acesta. Așadar, nu ai nevoie de foarte mult spațiu. Aceste exerciții pe care eu le fac, le poți face liniștit și acasă, în 2 metri pătrați, 3 metri pătrați, să nu ai nimic în jur să te poți lovi. Și pentru că folosim foarte mult această zonă a bazinului, sigur că avem nevoie de mobilitate articulară, de flexibilitate, da, atât a coapsei din față, cât și cele din spate. Să presupunem că faci acest exercițiu acasă, eu aș recomanda o minimă încălzire și anume câteva sărituri, pentru că sângele altfel este pus în mișcare după câteva sărituri sau pur și simplu alergare pe loc. Dacă dorești ca acest antrenament să-l incluzi în antrenamentul tău, știu, în conținutul lecției pe care tu o faci, poți să-l faci la finalul antrenamentului, în conținutul lecției tale. Dar vorba multă, sărăcia omului, haide să-i dăm drumul. Așadar, un joc de gleznă pe loc, da? Presupunem că suntem acasă, în intimitatea casei noastre. Lovești șezuta puțin, sus genunchii la piept, sărituri stânga-dreapta, rămâi depărtat în torci, stânga-dreapta, te întorci, sărim, sărim, înainte și înapoi, înainte și înapoi. Din nou lovești șezuta, sus genunchii la piept, spre înainte, picioarele întinse, îți alegi câteva exerciții de aici, nu trebuie să le faci absolut toate, lateral, perfect! Ei bine, ai nevoie de să te sprijini de marginea, știu, a unei canapele, de a un spătar unui scaun sau pur și simplu de perete. Și pentru că îți spuneam că avem nevoie de mobilitate articulară, da, încălzim un pic zona coxofemurală, spre înainte și lateral. Schimbăm. Spre înainte și lateral. Indiferent că faci spagatul cu un picior sau cu celălalt, e nevoie să încălzim ambele picioare, da? Unele vor fi mai active, iar pe final vor fi mai statice, pentru că e nevoie să facem și câteva exerciții de stretching. Oarecum am încălzit coxofemuralul, acum facem fandări. Arcuim aici, fandare laterală. Probabil vă veți gândi că nu e necesar să facem această fandare laterală. Credeți-mă că este necesar, cu cât încălzim mai bine șoldul, cu atât putem să reușim mai bine și să progresăm. Acum aici piciorul este întins, arcuim, arcuim, același lucru și pe celălalt picior. Bun, întindem picioarele, ne îndoim pe un picior, după care pe celălalt. Nu-i așa? Avem nevoie de mobilitate în spatele coapsei, de flexibilitate. Și stăm acolo, arcuim și schimbăm, și schimbăm, și schimbăm. Perfect. Pe loc, ridicăm genunchiul la piept, 2, sus, 1, 2 la 3, ridicăm genunchiul sus, sus. Încercăm să fim cât mai mult pe loc, da? Presupunem că facem acest antrenament acasă. Perfect, acum încercăm să întindem piciorul cât poți tu, cât poți tu. Ha! Sus, sus, sus. Dacă nu reușești să faci fără să te ții, atunci liniștit te poți
sprijini de ceva. Noi alternăm o dată cu un picior, o dată cu celălalt. Același lucru, spre înapoi, spre înapoi, înapoi, înapoi. Perfect! Am alternat destul, acum lucrăm mai mult cu un picior. Balansul trebuie să fie, de fapt, acțiunea și accentul se pune mai mult pe piciorul din față, da? Chit că eu mă sprijin aici, dar balansul trebuie să fie în față. Și 1, mă sprijin, 2, 3, 4, 5. La început poți să faci cu genunchiul ușor flexat, da? După care întins, întins, 4, 5, 6, accentul punem pe piciorul din față și schimbăm celălalt câteva, cu genunchiul îndoit și apoi cu genunchiul întins. Dacă îți dorești să faci acest lucru, în final să-ți iasă șpagatul, trebuie să-ți spun că e important să faci acest antrenament zi de zi, pentru că mobilitatea se pierde, flexibilitatea destul de ușor. Am pus accent pe piciorul din față, acum punem accent pe piciorul din spate. Da? Balansăm, dar accent se pune pe piciorul dinapoi, nu-i așa? Avem nevoie de mobilitate articulară. Și pentru că vă spuneam, unele exerciții sunt active, altele mai statice, iar pe final vor fi sub formă de stretching. Mă întorc, perfect, spre înapoi, da? Accentul spre înapoi, spre înapoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfect. Poate sunt totuși prea grele, m-am gândit la o variantă mai simplă pentru tine și anume te așezi acasă pe covorașul tău din sufragerie, sprijin pe antebrațe, un picior este întins și dai drumul la balansări acolo. Tot așa, poate la început ți este mult prea greu sau simți că te întinzi prea mult aici, mișcarea poate să fie mai întâi cu genunchiul la piept, după care piciorul întins. Schimbăm piciorul celălalt, mai întâi trag genunchiul la piept, la piept, la piept și întins, întins, întins. Dacă te descurci foarte bine, poți să te lași pe spate. Perfect, până ne întoarcem să facem spre înapoi, te rog, așează tălpile, punem picioarele talpă în talpă. Da? Avem treabă astăzi doar cu zona bazinului, încălzim tot ce ține de partea coxofemurală, da? Arcuim, arcuim. Perfect. Ne așezăm pe genunchi, piciorul sprijinit pe vârf, celălalt pe genunchi și balansăm. Balansăm. 3, 4, 5, 6, 7. Schimbă celălalt. Perfect! Și pentru că suntem tot jos, am făcut fandări la începutul acestui video, dar acum am avut fandare cu genunchiul întins, dar acum lăsăm, așezăm genunchiul pe covor și stăm acolo. Fie arcuim, fie stăm. Bun, mă ridic și mă îndoi pe piciorul
de dinainte, pentru că avem nevoie din ce în ce mai multă flexibilitate și putem să facem activ spre înainte și mă plec, spre înainte și mă plec și 3, 4, 5, 6, 7 și schimbă celălalt picior. Arcuim aici mai întâi, așezăm, nu uităm, genunchiul este așezat, da? Pe covor. Arcuim și începem activ. Bazinul spre înainte, mă retrag, mă îndoi pe picior înainte. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfect! Pot acum să stau 4 secunde pe picior, așez bazinul pe călcâi și stau acolo. Nu foarte mult, dar pentru că nu aceste exerciții de stretching o să facem mai multe la final. 4 secunde și alte 4 secunde. 2, 3, 4. Bun. De fapt, las salteaua. Ridic piciorul pe marginea, pe spătarul unui scaun, pe marginea unei canapele, dar știți povestea, sau chiar pe perete. Și atunci, mă îndoi spre înainte și revin. Mă îndoi, revin. Dacă ți este foarte sus, ei bine, uite, și eu am aici o variantă, poți să așezi piciorul mai jos. Sau, mai simplu, poți să te așezi pe genunchi și pui piciorul pe acolo unde stai tu, pe canapea sau pe scaun. Te îndoi și revin. Te îndoi și ridici. 3, sus. 4, sus. 5, sus. 6, sus. 7, sus. Și schimbăm celălalt. Sper că ai răbdare până la final, pentru că dacă ești curios să reușești într-un final să faci sfoara, șpagatul, sunt convinsă că aceste exerciții sunt aur pentru tine. 4, revin. 5, revin. 6, revin. 7, 8, bun. Același lucru, rămânem cu scaunul, peretele, canapeaua noastră de acasă. Așez piciorul spre înapoi, da? Și mă ridic aici. Cum reușesc? Dacă pot, îl așez mai sus, dacă nu, încep progresiv, la început normal. Mai jos, după care mai sus, da? Pentru că avem nevoie de mobilitate. 3, 4, ia să stăm acolo, stăm și încercăm să simțim cum se întinde aici în zona șoldului. Schimbăm. Sus, jos. Sus, da, se vede aici cum se întinde. 4 și 5. Stai acolo. Stai, stai, stai. Perfect. Poți să așezi de data asta bazinul pe călcâi și să simți aici cum se întinde. Dacă nu reușești cu piciorul sus, atunci simplu pe covor. Stai acolo. 1, 2, 3, 4, 5. Îndoim piciorul aici. 1, 2, 3, 4, 5. Și schimbăm. Întindem piciorul. Așezăm genunchiul jos și ne îndreptăm. Îndoim. Și îndoim piciorul.
Perfect! Bun! Ne așezăm înșezând și mă întind. Da? Bine, astea sunt și pentru tot spatele, dar noi avem nevoie aici, la coapsă, să ne întindem foarte bine. Mă îndoi pe piciorul stâng, pe dreptul. Pe stângul, pe dreptul. Pe stângul, pe dreptul. Și acum avem nevoie de ceva care să fie mai înalt. Fie un scăunel sau o rolă, ceva pe care tu să pui piciorul. Așezi piciorul și te întinzi spre înainte. Activ. Și schimbăm celălalt. Bun. Același lucru și spre înapoi. Așezăm genunchiul. Așezăm genunchiul. Și lăsăm aici să se întindă. Fie sprijin pe talpă sau așezăm aici. Și schimbăm celălalt. Ei bine, presupunem că suntem destul de bine, suficient de bine încălziți. Dacă simțiți nevoia, puteți să măriți numărul de repetări. La final, de fapt nu e finalul, dar vreau doar să-ți arăt atunci când ești bine încălzit, să presupunem că nu poți să faci tu șpagatul până jos, îți așezi fie câteva perne. Eu acum am ales, am vrut să-ți arăt și varianta aceasta cu scaunul și încet, încet, uite, poți liniștit să repeți. Dacă îți pui două perne, sigur, cu timpul scazi numărul lor. Din două perne pui o pernă și încerci și cu un picior și cu celălalt. Da? Și cu un picior și cu celălalt. Asta ar fi ideal. Mă gândesc că toată lumea sau foarte mulți dintre voi reușiți să faceți treaba asta, dar cu timpul veți progresa, sigur, dacă faceți toate aceste exerciții aproape zilnic, dacă nu cel puțin o zi da, una nu, una da, una nu. Și pentru că spuneam că pe final vom face și câteva exerciții de stretching, cam aproape tot ce am făcut la început, doar că acum vom sta în acele poziții, da? Acum eu voi așeza piciorul aici, tu pe marginea, știi povestea, pe marginea unei canapele, pe spătarul unui scaun și stai acolo câteva secunde, atât cu un picior cât cu celălalt. Schimbăm. Partea aceasta de stretching e destul de importantă, mai ales pentru câștigarea flexibilității, dar și pentru mobilitatea articulară. Știi povestea, da? Nu reușești așa, te așezi pe genunchi și pui piciorul pe scaun și stai acolo. Perfect! Acum am să mă întorc, așez piciorul sus și la fel, stăm acolo. Fie flexăm genunchiul, stăm acolo, stăm. Sau de pe genunchi. Așez piciorul pe scaun și stai acolo. Stai. Schimbăm piciorul celălalt. Sus. Îți arăt mai multe variante de exerciții pentru că nu știu pregătirea ta. Tocmai de aceea nu reușești să faci unul. Ai variantă și puțin mai ușoară. Așezăm piciorul pe scaun, spre înapoi și stai acolo. Perfect! Acum îndoim un picior
spre înapoi și mă întind pe piciorul de dinainte. Se misfoară, da? Piciorul din spate este înduit și mă întind spre înainte. Schimbăm. Pentru creșterea dificultății acestui exercițiu, poți, cu cât progresezi, nu? Pentru că îți dorești foarte mult să faci șpagatul și atunci, cu cât vei repeta mai multe exerciții, cu timpul trebuie să crești și dificultatea. Ridici piciorul pe ceva și stai acolo. Sper că execuți exercițiile cu mine și că te antrenezi împreună cu mine. Ai reținut, nu reușești să faci asta, ai varianta exercițiului de dinainte. Perfect. Ne așezăm în spate culcat, trag laba piciorului cât mai mult și stau acolo. Te poți ajuta cu un braț și stai acolo, da, să se întindă. Perfect. Și schimbă celălalt. Talpă-n talpă. Inspiră. Expiră. Și inspiră. Și expiră. Tragem genunchii la piept. Am forțat destul de mult șoldurile. Ia să vedem și reușim. Păi sigur, dacă ne-am încălzit perfect, cum să nu reușim, nu? Ia uite, și pe un picior și pe celălalt, sigur. Aceasta este varianta perfectă. Însă eu îmi doresc tare mult să reușești, să ți îndeplinești dorința de a face sfoara. Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că ți-au fost utile exercițiile mele. Îți doresc spor la treabă, să-ți fie de folos. Până data viitoare, toate bune! Thank you.